Dorelei! Dorelei! Ce-ai, mă, de urle așa? Ce dracu era lipite paginile astea la rebus cu Tora Vasilescu aceea? Ai veche, mă, are 10 ani, mă, s-a lipit acum 10 ani aia, nu... Ce a durat? Cât a durat să faci cafeaua asta? Ai fabricat-o acum? Ai cultivat boabele? Ai cules-o? Ce ai făcut tu până acum? Lasă-mă, mă, pace, mă, că bă, eram și eu căzut pe gânduri, așa. Ia, erai căzut pe gânduri. Să te-ai tu și te gândeai, a? Da. Păi nu ți-ai să nu mai faci asta? Vezi că e periculoase astea cu gândurile, mă? Că ți-ai dă sângele pe nas, panaramă, care ești. Zi ce ai făcut de a durat atâta, la ce te gândeai? Ia să vedem. Bă, fii atent, uite, fază tare de tot, că eu asta stăteam și mă gândeam. Bă, tu știi, maimuța aia de Războiul Stelilor, mă? Ciumbaca. Ciumbaca, mă. Deci aia dă-i prietena lui Han Solo, da? Așa. Care se plimbă cu ei pe univers. Bă, eu nu înțeleg cum de-o înțelege ăștia ce zice, mă. Adică? Adică, ai văzut, mă, că stătea la un moment dat în naveta spațială, Han Solo o întreabă pe Ciumbaca. Bă, Ciumbaca, cât mai avem, mă, până pe planeta aia? Și Ciumbaca, ce crezi, mă, că face? Să uită la el așa și începe. Și Han Solo zice, a, gata, mă, am înțeles. Și pleacă mai departe, mă. Și fii atent că nu numai Han Solo o înțelege, mă, că o înțelege toți prietenii lor care e acolo. Că am mai văzut o față, tot așa, era mai mult pe navă. Și-o întreabă, băi, Ciumbaca, ia zi, mă, mergem mâine pe planeta aia la altă. Și Ciumbaca se uită la ei și începe iar. Și aia zice, a, gata, mă, și începe să râde, că eu cred că le-a zis și o glumă aia. Bă, și cum înțelege, mă? Tu știi ce mă bucură pe mine? Că tu ești inofensiv, că tu la ce povestezi așa și cum ești tu. Dacă mai erai și năros să te-a pus să dai dracu cu topoarele care mă trezeam sub gruma de gât. De-aia mă bucur la tine că ești liniștit așa. La asta te gândeai tu. De ce hâie aia? Are polip de-aia hâie, dă-i dracu de aici. Da, bă, dar cum o înțelege, mă, aia zic. Yo, 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 yo. Salutare, salutare, cine este cel mai tare? Hap, mă înțelegi? Uite, îți dai și tu cu o bere în direcția mea. Și ne socotim când fac primul 1 milion de euro și de mult la cap. Ai înțeles? Buia! Brr!